Veste proastă pentru cei care beau alcool, chiar și în cantități mici. Un ghid de sănătate publicat recent de Centrul Canadian pentru Consumul și Dependența de Substanțe avertizează că nicio cantitate de alcool nu este sigură. În cazul în care canadienii nu se pot abține să bea, li se recomandă să nu consume mai mult de două pahare de alcool pe săptămână. Recomandarea anterioară publicată în 2011 spune că femeile au voie să bea 10 pahare de alcool pe săptămână, iar bărbații 15. Ghidul recent, finanțat de Health Canada, a sugerat aplicarea etichetelor obligatorii de avertizare pentru toate băuturile alcoolice. Alcătuit de Centrul Canadian pentru Consumul și Dependența de Substanțe, ghidul detaliază numeroase riscuri pentru sănătate asociate cu ceea ce era considerat anterior un consum redus de alcool. Mai mult de două pahare de alcool, fiecare având echivalentul a 341 de mililitri sau 142 de mililitri, pot duce la boli precum cancerul de sân și de colon. Experții canadieni spun că schimbarea drastică a ghidului privind consumul de băuturi alcoolice este rezultatul unor cercetări vaste făcute de-a lungul anilor. Cercetătorii au dezvăluit faptul că, la nivel global, în 2021, aproximativ 741.300 de cazuri de cancer au fost cauzate de alcool. Ei au sugerat faptul că etichetele cu alcool ar trebui să conțină avertismente împotriva cancerului și că ar trebui să existe impozite mai mari pe alcool, în timp ce majoritatea cazurilor de cancer cauzate de alcool au fost legate de consumul intens sau riscant. S-a estimat că și nivelurile moderate sau scăzute de consum de alcool au cauzat cancer, relatează capital.ro.